ia cu litera codul administrativ, modificările și completările ulterioare, ați fost convocați în ședință ordinară prin dispoziția numărul 25 din 18 martie 2021, emisă de domnul primar. În consultarea condiției de prezență, am văzut că sunt prezenți toți consilierii care compun Consiliul Local Bogdănești. Ședința fiind constituită, își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Întrebări concursuri în fiecare cărtetare. Parafrazând, având în vedere semnificația teritorială a zilei de astăzi, mare sărbătoare a bunei vestiri, pot să vestesc începerea deliberărilor pe care ne le-am făcut și să reamintesc ordinea de zi făcută pentru astăzi. A putea fi acceptată de fiecare dată. La primul punct avem un proiect de hotărâre privind înregistrarea OAT Bogdănești în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar, cardul bancar aferent, net prescurtat, și modul de suportare a comisiunilor de bancare în tranzacțiile online, inițiată în subsemnatul. La punctul al doilea, tot un proiect de hotărâre care privește nivelurile pentru valoarele impozabile, impozitele și taxe locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amendele aplicabile în anul fiscal 2022. Este o premieră, n-am mai avut asemenea deliberare, asemenea dezbatere. La momentul calendaristic, respectiv, suntem la sfârșitul lunii martie, pentru anul următor, inițiator, subsemnatul. Continui cu propunerea pentru a putea fi acceptat de către dumneavoastră un proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la hotărârea Consiliului Local numărul 42 din 16 a 12-a 2023, privind nivelurile pentru valori impozabile, impozite, taxe locale și alte taxe asimilate acestora, pe cum amenzile aplicate în anul fiscal în care suntem, 2021. La punctul al patrulea, nu știu, poate cel mai important, cel puțin între area de cuprindere, și anume prezentarea raportului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Bogdănești de Tăbașov pentru anul trecut, 2020. Și, ca de obicei, în măsura în care el o să aibă substanță, ultimul punct, solicitări adresate Consiliului Local. Supun la vot ordinea de zi propusă dumneavoastră. Cine este pentru? Mulțumesc pentru că ați acceptat toate punctele propuse. Acum, sigur, o să predau ștafeta președintelui de ședință, care dumneavoastră. Care urmează la fi ales pentru o perioadă de 3 luni de zile. Da, vă rog să faceți propuneri pentru președintele de ședință. Vă propun pe doamna Berian. Doamna Consiliu Berian. Mai sunt alte propuneri? Cine este pentru doamna Berian? Deci, în unanimitate, doamna Consiliu Berian, va fi președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni de zile. Mulțumim. În primul rând să mulțumesc colegilor pentru propunerea pe care au făcut-o și să intrăm în ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului secretar vis-a-vis de procesul verbal, din la ședința din luna trecută.
Dacă pe marginea procesului verbal încheiat în data de 25 februarie 2021 aveți de făcut completări sau ceva observat. Dacă nu, supun la vot procesul verbal încheiat în ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc de cele mai invitate procesul verbal încheiat în ședința din 25 februarie 2021 a fost acolo. Mulțumesc, poftim. Da, mulțumim domnului secretar general și trecem la punctul 1. Proiect de hotărâre privind înregistrarea OASA Odănești și Sistemul Național de Hotărâri de Plată Online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar și punct de suportare a comisiunii bancare la transferul online. Inițiator, domnul primar. Și da, comisia de specialitate numărul 1 are cuvântul. Da, inițiatul domnul primar, proiectul de hotărâre și prezentarea domnului primar. Da, în principiu dumneavoastră, ca și actor principal al delimitării propuse, îl cunoaște, pentru că ședința este publică. În mod cred, când am spus publică, mă refer la cei care sunt în prezenți sau cei care vor să vizioneze deliberările de astăzi. Nu mă speresc că pot să-i dau citire proiectului de hotărâre mai întâi, repet, privind înregistrarea OASE Comuna Bogdănești în Sistemul Național Electronic de Plată Online al taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar SNEP, prescurtat pe modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile online. Sunt trei articole pe care o să le reamintesc. La primul articol propun să se aprobe înregistrarea OATE și Comuna Bogdănești în Sistemul Național Electronic de Plată Online a taxelor și impozitelor, utilizând cardul bancar SNEP, implicit să se aprobe înrolarea în sistemul ghișeul.ro. Articolul al doilea, care are două puncte, o să reamintesc. Conținutul, comisionul aferent fără legii electronice cu cardul, în cazul pentru online a taxelor, impozitelor și altor venituri ale bugetului local, efectuate utilizând cardul bancar, este suportat de către. Sunt două variante. De aici are două puncte A și B. La punctul A, plătitor pentru comisioane aferente servicii de plată, percepute de către furnizorul sau de servicii de plată. La a doua situație, punctul B, beneficiarul plății, respectiv OATE Comuna Bogdănești, pentru comisioana aferente servicii de plată, percepute de către furnizorul sau de servicii selectat. Și articolul al treilea, după aprobare, secretarul general al Comunei, domnul Mătăi Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamnei Iftin Calina și instituției prefectului de Zăbacău și va fi adus la cunoștință publică în condițiile legii. Conform legislației, pe care ne bucătim adunată în am prezentat și reamintesc, cel puțin în esență este important pentru înțelegerea situației. Ideea principală din ceea ce se numește referatul pentru aprobare. Noi ne-am propus de mai multe ori, chiar și în raport, în partea penală, am reamintit una dintre directori care zic eu că trebuie să le avem în vedere, modernizarea administrației locale, respectivă administrației locale, în special primăria, pentru că aici se colectează taxele financiare. Și fără îndoială că poftiți, domnul director. Evident că înțelegem foarte ușor că plata online
va duce la îmbunătățirea sistemului de colectare, atât în ceea ce privește veniturile la care administrația este îndreptățită conform legislației, cât și din partea contribuabililor. Și ca atare, așa cum am stabilit și niște termene, după câte mi-am amintit, de implementare acestei modalități de plată, proiectul de hotărâre își are oportunitatea indiscutabilă. Deocamdată, atât. Da, mulțumim, domnul primar, și cu votul doamnei președinte de la Comisia de Urmă. Analizând proiectul de hotărâre, Comisia numărul 1 a votat favorabil. Da. Mulțumim, doamnei consilieri, și dăm cu votul domnilor consilieri vis-a-vis de raportul prezentat de domnul primar. Deci, nu dorește nimeni să punem la vot. Cine este pentru? Da, deci, în unanimitate, proiectul de hotărâre a fost aprobat. Da, trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind nivelurile pentru valorile bibliografice, impozite și taxele locale și alte taxe asimilate atestorate, cum și amenziile aplicate în anul fiscal 2022, inițiator domnul primar. Am anticipat un pic când am spus că suntem în fața unui precedent, suntem la Sfântul Lumii Moarte și aducem în discuție taxele și impozitele, mai precis valorile impozabile pentru taxele și impozite locale, și alte taxe asimilate acestea, precum și amenziile aplicate la anul fiscal 2022. Asta poate surprinde să admitem că nu mai e în aparență pentru acest fenomen. Ne amintim că nu de foarte mult timp, în decembrie, 16 decembrie, am aprobat de anul 2021. Acum, parte din anul de partea totului, eu am făcut acest lucru. De ce așa repede taxele și impozitele pentru anul 2022? Și mai ales că la unul din articole avem de face cu acel coeficient reprezentând rata de inflație. E vedem, probabil și dumneavoastră v-ați pus întrebarea. Am înțeles că deja ați luat legătura cu doamna jurist, care v-a derogat de problema de conștiință sau curiozitate și așa mai departe. Vă să dau citire, evident, proiectul de hotărâre. La primul articol, propun ca pentru anul fiscal 2022, impozitele și taxele locale datorate de contribuabil, persoane fizice și persoane juridice, se majorează cu 3%, reprezentând rata de inflație față de impozitele și taxele locale datorate de contribuabil, persoane fizice și juridice, pentru anul fiscal 2021, așa cum o vot aprobat prin hotărârea Consiliului Local Bogdănești, numărul 42 din 16 ani. A 12-2020. Propunerea pentru articolul al doilea, anexa 1, adică tabloul cu nivelurile impozabile și taxe locale, face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al treilea, impozitele și taxele locale propuse prin prezentul proiect de hotărâre vor constitui venituri proprii ale bugetului local al Comunei Bogdănești pe anul fiscal 2022, respectiva hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2022. Al patrulea articol, ultimatica, hotărârea ce va comunica primarul Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamnele Iutache, Iutache de teren și instituției prefectului, județul Bacău, ce va duce la cunoștință publică prin grijă secretarului general al Comunei Bogdănești. Acum, așa cum am
proprietate referată pentru aprobare. Sigur, aș vrea să fac scurte comentarii. Am anticipat un pic în legătură cu unele. Acest coeficient de 3% reprezintă rata de înclată. De obicei am dezbătut pe acest subiect, pe acest coeficient de inflație, în decembrie, când am adoptat hotărârea 42 din 16-20 și am procedat în felul următor, am luat ca sistem de referință coeficientul de inflație de 3,8. Mai este obligatoriu prin legislație. Am luat ca sistem de referință acest coeficient de 3,8 prin similitudine, acum luăm în discuție acest coeficient de 3%. Un an în urmă, coeficientul din 2020. Dar după ce a fost publicat de Comisia Oficial, noi suntem la sfârșitul lunii martie, s-a zis 3 luni parcurse pentru în fondul anului 2021. Dar până când se va publica coeficientul de referință pentru întreg anul 2021, mai este timp, nu? Mai sunt 3 trimestre. Am înțeles de la doamna jurist, am invitat-o tocmai pentru clarificări suplimentare ca acest lucru se impune. Și am înțeles că acest coeficient de 3% al inflației din România este cel înregistrat la momentul acesta, la sfârșitul lunii martie. Și am întrebat care este scopul acestui imperativ care are bază legală, fără îndoială, și aici trebuie să respectăm legea. Probabil, eu așa gândesc, noua viziunea Guvernului European, în respectiva Ministrului de Finanță, dorește să cuantifice, să cunoască ce ar însemna la bugetul de stat, mă rog, la bugetul local, pentru noi ceea ce înseamnă taxele și impozitele locale cumulate pentru anul următor. Deci ceea ce se numește principiul de predictibilitate. Guvernul vrea să știe cât bani se vor colecta la nivel de administrație centrală. Noi putem estima pentru administrația locală. În funcție de aceste estimări, sigur, se pot anticipa și politicile publice. Altceva nu cred că se poate adăuga la atât. Dacă acest procent
va crește sau va scădea, sau eventual, conform legii, noi avem dreptul pentru anul 2022 sau mai departe, să punem o sumărim, nu numai cu rata inflației, poate mărim între 1% și 20%, să avem posibilitatea în luna decembrie. Deci, trebuie să spun că nu e nicio impas dacă votăm acest proiect de hotărâre acum. Atât am avut. Mulțumesc. Un document de etapă, o hotărâre de etapă. Da. Deci, o mică precizare vreau să fac și eu. Acest proiect de hotărâre urmează să fie supus dezbaterii publice. Deci, nu se va vota astăzi. Este adus la cunoștința dumneavoastră. Se va publica urmând ca după o perioadă de 30 de zile, eventual anumite propuneri venite de la cetățeni sau așa, să putem îmbunătăți acest proiect de hotărâre sau modifica și ulterior supus spre aprobare Consiliul Local. Deci menționez, proiectul de hotărâre va fi supus dezbaterii publici, de nu se aprobă astăzi. Da, dar atunci ce s-a întâmplat? Pentru că referatul la compartimentul de specialitate și redactarea proiectului de hotărâre. Deci înseamnă proiect de hotărâre, nu? Proiect de hotărâre pentru ce prezentat pentru deliberare. Nu-i normal să ne punem întrebare? Dacă așa prevede actul normativ, ce putem noi face? Legea 296/2020, care modifică codul fiscal. Lege care a apărut în decembrie, după ce noi am aprobat impozitele și taxele locale pentru 2021. Păi, și de asta o să fie și modificările care o să vedeți la următorul punct din ordinea de zi, modificarea anexei de la hotărârea cu impozitele și taxele locale. Păi da, dar atunci de ce îi spune proiect de hotărâre? Dar cum se spune? Păi dacă nu se votează un proiect prin definiție, este supus deliberării, pentru o finalitate. Finalitatea obișnuită este ca el să devină hotărâre. Să devină ședința următoare. Da. Putea, ce spun, poate să fie ca o informare, să fie proiect de hotărâre. Da? Da? Și proiectul de hotărâre să fie după dezbaterea publică. Așa ar fi să apărea mai bine. Dar are cuvântul domnul Consiliu Stanciu. Da, vreau să vă răspund, da? Tot, domnul secretar, la articolul 4. Scrie că hotărârea va fi comunicată, de mapă comunii compartimentului, așa, așa, și instituții prefectului. Și ce se comunică? Păi după ce se va aproba? Deci asta rămâne cum n-ar fi fost. După ce se va aproba? Se va aproba nu astăzi, dar următoarea ședința Consiliului Local. Și atunci se va aproba. Același program în aceeași formă, adică proiect în aceeași formă. Exact. Am înțeles. Mulțumesc. Aparatul de specialitate. Am
reținut următoarele. După ce am aprobat noi hotărârea privind taxele și impozitele locale, aproape chiar de sfârșitul anului, a urmat o hotărâre de guvern, sau... Nu, e legea 296-2020. Care a modificat codul fiscal pe ultima sută de metri. Și atunci nu mi-a rămas decât prin această hotărâre să ne punem de acord cu modificările. Eu sunt la o citire proiectul de hotărâre, dar repede, cunoaște la primul articol. Propun să se aprobe modificare și completarea hotărârii Consiliului Local nr. 42/16/12/2020 privind stabilirea impozitului taxe locale și alte taxe asociate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021. Articolul al doilea, anexa 1, adică modificările și completările aduse în hotărârii Consiliului Local nr. 42/16/12/2020 privind stabilirea impozitului taxelor locale și alte taxe asociate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021. Articolul al treilea, celelalte prevederi ale hotărârii menționate, respectiv 42/16/12/2020, privind stabilirea impozitului taxelor locale și alte taxe asociate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul fiscal 2021, rămân neschimbate. Al patrulea, care este și ultimul, hotărârea se va comunica primarul Comunei Bocănești, compartimentul Finanțe al Contabilitatei, doamnei Eustachia Lenunță, referent și instituției prefectului de Tupacău și se va aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comune. Aici, sigur, în baza celor argumentate, iar lucrurile sunt clare. În mod firesc, această hotărâre, având baza legală, trebuie aprobată ca să ne putem încasa în cuantumurile, ca și consecințe aceste modificări a codului fiscal, în cuanturile legale. Sigur, putem pune întrebare, probabil v-ați gândit și dumneavoastră. Deja colectarea taxelor și impozitelor la nivelul administrației locale cel puțin din Bocănești a început odată cu prima de zi lucru din anul acesta. Prin adoptarea în mod firesc, sperăm cu toți aceste proiecte hotărâri, ce se întâmplă cu diferențele. Această problemă, mă sigur, are o rezolvare legală, pentru că, dacă v-ați uitat pe anexă, modificările sunt mai mult în ceea ce privește definirea unor situații în legătură cu proprietățile supuse impozitării și la capitolul modificări de cuantumuri nu sunt foarte multe modificări. După cât ne-am înțeles în discuția cu doamna Ischinca, e vorba de TMD, taxa pentru mijloace de transport. Cam atât. Aș încheia prima intervenție cu aceste observații. Mulțumesc! Mulțumim, să nu plecăm cu
Deci nu e vorba chiar de toate categoriile de autori. E vorba numai de cele... Dar vă rog, spune. În restul au rămas ca și... anul în curs și
insist iarăși pe o idee care o voi dezvolta în momentul parcursului celor scrise. De unde rezultă, de fapt, situația pe care o descriu în ceea ce privește starea economică, socială și de mediu a comunității pe care o păstrăm din context. Pentru că nimeni nu poate să facă ce vrea, nici în viața particulară, mă refer la activitățile normale, propriu-zise, cu caracter economic și nu numai. Este supus contextului. Ne place, nu ne place, asta este. Bun. Și acum o să dau citire raportului pentru starea economică, socială și de mediu a Comunei Bucănești de Tăpacu în anul 2020. În conformitate cu prevederile legii administrative publice locale, legea 215/2001, cu modificările și completările ulterioare, respectiv articolul 68 alineatul 3 litera A, primarul prezintă în primul trimestru un raport anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrative teritoriale. Un plan managerial, diagnoza economico-socială și de mediu a Comunei Bucănești, oferă posibilitatea de evaluare activității administrative locale și de a stabili împreună, adică noi cei de aici, cei care doresc să ia cuvânt, măsura eficienței actului administrativ din comunitatea noastră, analiza situației economico-socială și de mediu a comunității locale, în determinare directă cu activitatea administrației locale, reprezintă o datorie legală, dar și obligația morală a celor aleși de către cetățenii din comunitate să le concretizeze aspirațiile de progres. Axiologic, raportul este determinat de următoare. Și am enumerat niște considerente. Raportul reflectă perspectiva autorității executive, care este ordonatorul principal de drept. 2. Considerațiile care vor fi exprimate de către autoritatea deliberativă și de alte intervenții autorizate vor fi de natură să întregească diagnoza economică, socială de mediu a comunității locale. Am treia considerent. Că raportul să dobândească finalitățile dorite, va cupri și elemente de proiectare și pentru anul 2021 sau pentru o durată medie. Al patrulea, considerentul ultimul, act de informare publică, moment al diagnozei, dar și al proiectului, raportul propune următoare structurare. Am notat aici cu A, cu B, cu C. La primul punct, prezentarea contextului macroeconomic, social, politic, în care a evoluat comunitatea de Bucănești în anul 2020. La punctul B, considerația privind evoluția economică, socială, de mediu, comunității locale, în anul 2020, iar la punctul C, prezentarea unor elemente de proiecție pentru anul 2021, partea finală a raportului. Ca metode folosite, am anunțat, repet aici, metode de tip descriptiv și statistic, pe care le-am considerat utile, mai ales pentru secțiunea de funcționare a bugetului. Analiza de tip SWOT, care înseamnă identificarea punctelor clave și a punctelor pozitive și metoda comparativă, am utilizat-o cu predilecție pentru secțiunea de dezvoltare. Așa cum am anunțat la structurare, o să continui cu ceea ce înseamnă contextul pe care eu îl consider foarte important de natură să explice aspectul concret a ceea ce s-a întâmplat cu situația economică, socială și de mediu în localitatea pe care o administrăm. Contextul evoluției comunității locale în anul 2020. Evoluția comunității locale în anul 2020 poate fi înțeleasă mai bine prin raportare la macrosisteme, adică sistemul național și cel european, în dinamica și complexitatea lor specifică, cât și prin raportare la microsisteme, adică comuna Bogdanești, pur și simplu,
radiografiată pe componentele distribuitoare, adică instituții, entități economice, condițiile naturale surprinse, în dinamica lor, într-o relaționare implicită. Influențele cele mai controlate din areale menționate, de luat în seama că pentru prezent, dar și pentru viitorul apropiat, ar fi, în context european, chiar de la începutul anului de referință, problemele curente, ne-a pus în ghilimele, care erau în prim plan în 2019, adică Brexit-ul, dacă vă mai amintiți, migranții, terorismul, manifestările naționaliste, tendințele de restaurare ale Rusiei imperiale cu sancțiuni și așa mai departe, Europa cu două viteze, cum se mai discuta de la Bruxelles, tot în Germania pus, au fost pur și simplu aplatizate de tăvălugul năucitor al pandemiei, cauzate de un virus necunoscut, codificat COVID-19 cu efecte devastatoare la scară planetară, fără soluții certe de combatere, până spre sfârșitul anului 2020. Impactul devastator pentru contextul european a însemnat, pe lângă situația medicală nemai întâlnită, și consecințe grave pentru economie, restricții dure pentru oameni care au ajuns până la comprimarea vieții sociale și chiar limitarea unor drepturi și libertăți fundamentale. Pandemia a vorbit limitele structurilor suprastatale, respectiv Uniunea Europeană, translatarea responsabilității la nivel național, cu dezlegarea, adică fiecare se discute cum poate, pentru soluții proprii, care chiar putem pe plan financiar vorbesc ineficiență și chiar suspiciuni de corupție. Acum, plecând de la contextul european, fără îndoială cu influențe, o să revin asupra acestor aspecte, este de interes contextul național, cu aspecte specifice, individualizate și care au generat conflicte și în comunitatea locală, cam enumerat câteva aici. Evoluția contradictorie de armonică a instituțiilor centrale, care au generat consecințe în sistemul piramidal și pentru comunitatea din Bogdănești. De exemplu, întârzierea elaborării și implicit aprobarea bugetului central și a bugetului local, la fel cum se întâmplă și anul acesta, întârzierea în aplicarea unor programe de finanțare națională sau europeană în zona investițiilor. Aspectul este mai supărător. Anul acesta suntem la acest moment cronologic și nu avem buget aprobat. Fără îndoială, consecințele cele grave au fost cauzate de pandemia menționată, abordarea medicală fiind la remorca, pot în ghilimele, modelelor vest-europene, aplicate cu întârziere, fără să existe o strategie de sistem. Autorul prezentului consideră că eroarea care a generat consecințele cele mai grave a fost politizarea actului de administrare, cum se întâmplă în țara noastră. Totul cam sublinează acest lucru, pe fondul celor două campanii electorale, locale și parlamentare, dincolo de cele menționate, pentru evoluția economică și socială a României în anul 2020, cu urmări directe și pentru situația în comunitatea locală, rămân definitorii factorii compensatorii. Asta ne-a salvat de multe ori pe noi, cei din țară sau pentru comunitatea locală. Anume, comunitatea structurală, structurile, entitățile de sistem sau de microsistem, au fost continuate, că nu s-au prăbușit. Asta este important, totuși, pentru țară și pentru comunitate. Poziționarea favorabilă în spațiul politic european. Avem drumul european și pe aici. România este o țară stabilă, atractivă economic, încă ferită prin sistemul de alianțe cu o politică externă adecvată. În țară, economia a avut de suportat în mod inevitabil consecințele provocate de pandemie, mai ales în prima parte a anului, regim de restricții severe, impuse prin starea de urgență și starea de alerte. O avem și în momentul de față. Managementul guvernamental nu s-a ridicat la nivelul
promisiunilor sau, mă rog, așteptărilor, atât în sfera producției, cât și a serviciului. Exceptele au fost puține, construcțiile, într-adevăr, au fost excepții fericite, pe care am beneficiat atât cât a fost posibil, chiar și noi, prin investițiile pe care le-am promovat și una dintre ele este și finalizată. IT-ul cunoaștem cu toții, industria ușoară, avem industrie ușoară pe teritoriul comunității, deci lucrurile au mers totuși. Parțial turismul, după câte ne amintim. Mai cu aglomerații, mai pe litoral și așa mai departe, mai pe la schiuri. Stimularea consumului a fost mai degrabă timpică. Prioritizarea fiind impusă de situația medicală, uneori de o manieră speculativă. Majorarea nejustificată a prețurilor la medicamente, alimente și alte produse. Simțim cu toți. Farmaciile iau la întrecere care se vândă la prețuri mai mari, năuțesc pe oameni și atacă puterea de cumpărare. Situația economică și socială a mai fost marcată și de viața politică agitată, incoerentă și în zona guvernamentală, caracterizată printr-un consum excesiv de energie, detașarea clasei politice față de agenda reală a cetățenilor, corupția publică, care au condus la neîncredere în instituțiile statului și eludarea autorităților. Vedeam la televizor ce înseamnă aceste lucruri. La aglomerări romane, la proteste, nu înseamnă mai nimic cu instituții de ordine publică. Asta e mai veche. Nu e numai la actuală guvernare. Revenirea românilor în diaspora cu miroase de subsistență reduse și frustrări acumulate afară în urmele, în condițiile impuse de stare de urgență și stare de alertă, a avut drept consecință comprimarea socială și chiar o radicalizare semnificativă, manipulată mai ales de cei care ar fi trebuit să opereze cu alte criterii decât dezvinarea la națională. Dincolo de aceste aspecte, au compensat factorii natural favorabile și managementul pozitiv în zona economiei private. Deși în unele domenii aproape suprumată, a produs plus valoare, mai asigurat locul de muncă. În acest context se regăsește și situația economică din Bogdănești în anul de referință. Și acum am ajuns la ceea ce înseamnă în mod concret aspecte ale situației economice. Am pornit la structura economiei locale, intervalul de timp supus analize. Nu se constată mutații semnificative, rămânând vizibile industria confecțiilor, agricultura acompaniată de prelucrarea producției specifice, comerțul de aprovizionare locală și prestările de servicii. Chiar și în condiții de pandemie, în domeniul activităților de tip industrial, prestări servicii și comerț, se constată o evoluție bună a societăților de referință, pe care le cunoaștem. Ele au rămas aceleași. Deci asta arată că au fost bine structurate, au avut un management corect și merg în continuare. Produs TRL, grupul de firme Șerban, Euroservice TRL, avem un reprezentant dintre dumneavoastră. Vă rog să transmitiți managerului aprecierile noastre. Să sperăm că o să aibă ocazia să fie și o reciprocitate în ceea ce privește aprecierile. Măcar ție să spună dacă noi nu are încredere. În agricultura locală se constată continuarea eforturilor de adaptare sau modernizare a unor entități locale, manageriate de familia Șerban, la drept din Furulache, din Aiecea, Toma Vasile, care se mențin la un nivel remarcabil de performanță ca gestiune și valorificare a unor suprafețe agricole importante pe terarea comunei noastre. Concluzia pentru agricultură poate fi una pozitivă. Potențialul comunității este bine valorificat, inclusiv în zona de justiție socială, respectiv respectarea contractelor de arendare. În mod firesc, există o determinare directă pe principiul proporționalității între potențialul economico-financiar din comunitate și veniturile de
legare dispunerea comunitatea locală ca premisă esențială pentru atingerea funcționării structurale și realizarea standardelor publice acceptate de către cetățenii comuni. Pe relația directă, economia locală, situația socială și financiară a comunei semnificative sunt următoarele aspecte. Din estimările noastre, nu avem întotdeauna documente foarte precise, pentru că este un fenomen de sistem. Putem estima cam 400 de locuri de muncă la acele entități pe care le-am menționat. Și la punctele de lucru pentru administrația locală. Sunt și muncitori care aparțin contractantelor noștri. Cei care ne-au realizat podul, care ne realizează investiția de apă și canalizare, și așa mai departe. Și, în mod ferit, pe relație directe, aceste locuri de muncă au determinat venituri semnificative la bugetul comunei. Așa am văzut din cote defalcate, cote din impozitul pe salarii, adică venituri de 3 ori mai mari decât impozitul sau taxele de proprietate. Am mai amintit acest raport între ceea ce încasăm din impozitul pe proprietate și impozitul pe muncă economică. Și am mai amintit, dacă rețineți, că în alte țări, în țările de vest Europei, de exemplu, în Franța, am văzut chiar în comuna care s-a primit plătit, raportul este invers. Acolo se impozitează mai consistent, ca să nu spun la cel de proprietatea, și mai puțin munca. Poate și asta îi explică situația economică mai bună. Personal, eu consider o meteacă care vine tot din exces de politizare. În sfârșit. Că dacă ne gândim că de acest sistem de impozitoare beneficiază, în primul rând, noi îmbogățiți. Parcă este nedrept. Ca ei să plătească impozite mult mai mici pe locuințe, pe alte proprietăți imobiliare, în comparație cu ceea ce se întâmplă în vestul Europei. Întâmplător străini care ne vizitează, ne întrebau, de ce spuneți voi că sunteți o țară săracă? Ia uitați-vă ce locuințe aveți, ce vile aveți, palate aveți, și așa mai departe. Sau altcineva, care mi-a fost coleg de școală, revenit în localitate, m-a întrebat, domnule, unde sunt banii românii? Asta ține de alte nume. Chiar și în condițiile impuse de pandemie, starea de urgență și starea de alertă, proiectele de investiții publice au intrat în fază de execuție după cum urmează. Le-am mai reamintit de fondul de Slobozia, care este finalizat, am primit și notificarea pentru efectuarea receptei. La apă și canalizare s-a realizat cât s-a realizat, stația de curare începând din ianuarie 2021, cu o evoluție mulțumitoare. Evident că ne-am fi dorit cu toate procentul să fie mai bun, sunt speranță pentru anul acesta, mai ales că anul următor se închide și termenul de realizare și termenul de finanțare. Avem finanțare de la Ministerul de Dezvoltare, sigur avem și cu finanțarea noastră, care este destul de consistentă, până la sfârșitul anului următor, în 2023. Eu consider și cred că putem aștepta pentru că este cea mai importantă investiție pe care am avut-o. Nu neapărat ca ambergură, ca suport financiar. Este cea mai importantă investiție pentru modernizarea, pentru viitorul comunității locale. Și gazul va fi important, va fi mai ușor de realizat. Să sperăm că și sub aspect financiar, în momentul când o să fost apară,
programele guvernamentale de finanțare, atunci vorbite avem noi de făcut. Și tehnic vorbind, va fi mai ușor de realizat, mai ușor de obținut niște avize și așa mai departe, dar această investiție de apă și canalizare trebuie și putem să o ducem la capăt împreună și are prioritate absolută. Acesta este punctul meu de vedere. Având în vedere contextul economico-financiar, administrația locală, cel puțin prin ceea ce reprezintă ordonator principal de credite, și au respectat declarația de principiu privind fiscalizarea echilibrată pentru persoane fizice cât și pentru persoanele juridice. Revin un pic cu niște informații din domeniul urbanismului. După cum știți, aici situația este un pic mai delicată în ceea ce privește informațiile, odată cu plecarea titularului domnul Stângă. Au fost realizări, să spunem, în ritmul obișnuit și aici, la ceea ce înseamnă locuințe și anexe am emis 20 de autorizați și la desfințări locuințe și anexe 3 autorizați. Câteva lucruri de sinteză relevante în același timp privind situația socială. La indicatori demografici, estimativ 2500 de oameni, nou născuți destul de puțin, dar asta semnifică ceva, 7. Avem, mult sigur, mai mulți nou născuți români în diaspora. Mortalitate infantilă 0, decedați 28, asta spune ceva, număr de căsătorii 9, burul natural evident este negativ. La punctul B, care înseamnă protecția socială, așa, după cum simțim cu toții, este un domeniu generos, e activitate în cadrul administrației locale, întemeiat pe principiul descentralizare, care poate fi real numai în măsura extensiei veniturilor proprii, alternativă fiind echilibrarea bugetului local, acest lucru fiind condiționat de existența resurselor și având bugetul centralizat al statului. Și, evident, lucrurile stau așa cum le cunoaște, niciodată nu sunt bani suficient pentru protecția socială. De multe ori, criteriile mai degrabă ne mulțumesc. Legea prevede o finanțare mai consistentă din partea bugetului central, care spune ăstea sunt posibilitățile, în loc să angajezi asistenți, dai indemnizații și așa mai departe. Ceea ce am menționat și repet și vreau să evidențiez pe această cale, calitatea resurselor umane din primăria Bogdănești și diversificarea abordării venite dinspre actul de guvernare. Asta au compensat mult. Am avut destul de situații limite și datorită contextului medical, datorită bătrânirii populației, aici aduc mulțumiri publice celor două persoane care s-au evidențiat și în contextul medical special, la asistență socială, doamna Scutaru Lămânița și doamna Burlacu, care au reușit să surmonteze multe dificultăți. Și, din punctul meu de vedere, este situația sub control și îi se datorează foarte mult. Prestații sociale, pentru că suntem la protecția socială, ați reținut pe dumneavoastră, de vorba de în aparență,
o diversitate, dar susținută financiară, așa cum am precizat, alocate de tată pentru copii 18, indemnizate pe de copii 8, copii aflați în clasament 12, celebrul ASF pentru sprijinirea familiei 40, venitul minim garantat 16 dosare, aștept personal 4, indemnizații pentru persoane cu handicap 18, încălzirea locuinței 45 de beneficiari, ajutoare pentru persoanele defavorizate. Au fost și medicale, și alimente, 241. Tichete sociale, educaționale, deci pentru elevi, 54. Tichete de masă, cu parte refuzate de persoanele cu demnitate deosebită. Au trebuit să fie returnate. Pentru preșcolar, deci de la grădiniță, în formă de context legislativ, aici a fost un singur dosar anul trecut, măști de protecție, 360, care au venit cu întârziere, au venit, am înțeles că o să mai vină și să mai departe. Mai ales că este și, în primul rând, deci, o formare publică, este prezent și domnul director. Aici știu că am ieșit în curtea școlii cu acele burse de mere. Suntem pregătiți în continuare. Le-ați aprobat, le-ați cunoscut. Deci câteva considerații în legătură cu accesul populației din comunitate la educație și cultură. În orice etapă istorică, problematica enunțată are o relevanță deosebită privind nivelul de evoluție al societății umane. Ai oameni educați, profesezi, poți să răstori mulți. Bine, aici am mai contribuit și ceva caracteristic, genetic, să mă departe. Educația rezolvă foarte multe lucruri. Cel puțin declarativ este prioritate. Realitatea este mai mult online. Situația medicală precară, cum bolavă, ghilimele, se manifestă în oglindă cu situația educației și culturii la fel de bolnave. Pandemia culturii și educație au fost foarte mai periculoase decât virusul, deoarece cultura și educația care trebuie să formeze oameni, adică cetățeni, nu se tratează prin medicație, ci întotdeauna prin decizii adecvate care fie au lipsit, fie nu au depășit statutul de surogate, care au golit oamenii de încredere și speranță instituții de profil, oferind un mijloace și finalități imediate, adică mai mult formalism, că așa trebuie declarat, așa trebuie ieșit pe televizor, prin care s-a diminuat până la un nivel deja periculos capacitatea de adaptare și evoluție pentru generația tânără. Adulți și seniori fiind chiar și umpliți. În comunitatea locală, activitățile de profil s-au desfășurat într-un cadru instituționalizat, școala și grădinița din satul Bogdănești și respectiv clasă comună din satul de reședință. Plana administrativ nu au existat disfuncționalități, a continuat preocuparea primăriei și a Consiliului de Administrație din instituțiile școlare menționate pentru asigurarea unor standarde corespunzătoare, atât pentru subiecții educației, cam 250 de copii, el este într-o dinamică firească, cât și pentru echipa didactică. Vă rog să le transmiteți felicitări din partea administrației locale. Nu i-am uitat, dar ei nu primesc, echipa nu primește burse, domnul director, numai pentru copii. Interesează produsul. În sprijinul școlii și ale elevilor, merită a elevilor meritoși, administrația locală și a manifestat prin finanțarea sistemului de burse, burse de merit. Analiza de viitor evidențiază și puncte slabe și chiar amenințări venite din zona guvernamentală care face efortul să se adapteze. I-am menționat la un moment dat. În același context, se plasează și activitatea desfășurată de la casa comună, susceptibilă de a depăși
paradoxul unei bune dotări, dar cu activitate care nu depășește rutina. Și explicația principală, eu aș zice aici, situația medicală. Nu pot să fac ceea ce făceam altă dată. Nu se mai pot organiza activități, sigur, din cauze medicale și conformitate cu restricțiile din această perioadă. Se mai ruga tenis, toată lumea așteaptă importanța prin sănători. Între instituțiile comunității locale prin care se realizează actul administrativ cu o vocație deosebită, se încadrează și dispensarul uman, care prin activitățile coordonate de către doctorul Antonar Alina, reușește la un bun nivel să asigure asistența medicală generală în beneficiul populației. Liniștea și ordinea publică, am menționat aici, la un moment dat, am întâlnit actualul șef de post la poliția locală, terizat cam mult pe așa mai departe. Aici, pe scurt, știți că noi realizăm în colaborare prin persoanele angajate de noi, cei noi spate, care și-au desfășurat o activitate mulțumitoare, odată cu înnoirea administrației. Apreciez aici interesul pe care îl manifest domnul viceprimar ca șef direct, ca totul să fie conform așteptărilor populației, sau aproape de o situație ideală. Astăzi, poate o să invităm o altă ocazie, să spunem cum punct de timp la ordinea de zi, șeful poliției locale. I-am încercat să-i explic că acceptăm nu numai o situație statistică raportată, pur și simplu sugestii, care ne sunt de folos. Dacă vă mai amintiți când era domnul Bățilă și domnul Ispinca, la sugestia lor, când am avut bani, am inițiat această investiție până la urmă. Monitorizarea circulației. Ne-a prins bine. Situația de mediu este o componentă deosebită sensibilă pentru administrația locală, care depune efortul pentru ameliorarea situației, mai ales pe partea de prevenire. În anul de referință nu au avut loc evenimente deosebite, atât în ceea ce privește evoluția vremii, cât și a manifestărilor antropice, adică cele cauzate de oameni care, la un moment dat, știți că una se așteaptă și alta se întâmplă. Reprezentanții administrației locale, mai ales pe secțiunea de funcționare a bugetului local, au încercat să protejeze populația, în primul rând, în zonele de risc și să asigure standardele acceptate de cetățenii comune. Structural, protecția mediului a fost gestionată prin intermediul serviciului, mai ales prin intermediul serviciului de salubritate, responsabilul viceprimarul comune și serviciul voluntar pentru stare de urgențe și serviciul comun Andrus Constantin. În domeniul gestiunii resorului, mai ales în relația cu operatorul românesc, a constatat o evoluție contradictorie, atât în ceea ce privește maniera de colectare, cât și a costurilor majorate. Atât pe partea de prevenire, cât și pe partea de intervenție, s-a remarcat șeful TVC-ului, domnul Andrușcu Constantin. Iar începând cu luna noiembrie 2020, se remarcă viziunea și abnegația viceprimarului comunei, domnul Botez Cristian, care conturează speranțe pentru gestionarea mai bună a situației de mediu, inclusiv pe partea de costuri, așa cum am mai precizat. A fost valorificată cu rezultate satisfăcătoare forța de muncă a beneficiarilor de ajutor social și a celor obligați să presteze muncă în folosul comunității locale. Principala zonă de progres pentru creșterea standardelor așteptate de ghilimele și de la populația locală o reprezintă în continuare eforturile de natură educațională în vederea diminuării agresiunii antropice, am subliniat această ultimă frază asupra mediului și realizarea investițiilor sectoriale. Ce am
Okay. Partea de analizări. A făcut tablă, respectiv epurarea apei uzate aflate în execuție la momentul redactării prezentului raport. Și eu vă mulțumesc că am pus face răbdare la încercare, dar eu las-o prea. Să se închei cu ultimul punct anunțat. Direcție și obiective, scrisare, eu îi cred necesare și realizare. Am încercat să vă echilibru, să nu propun ceea ce cred că nu putem realiza și deocamdată. Nu sunt cheie cu noi administrația locală de București. Ca o direcție primă, continuarea preocupărilor de adaptare la cerințe de modernizare și am trecut aici elaborarea strategiei pentru perioada actuală. Când am discutat despre necesitatea adoptării proiectului de hotărâre cu sistemul național electronic, v-am amintit câteva minute înainte că asta este, într-adevăr, o preocupare care se poate înscrie la această direcție de adaptare la cerințe de modernizare. Și aici, sigur, în câteva cuvinte, am trecut în săptămâna elaborarea strategiei pentru perioada actuală. Tot ceea ce am realizat împreună până acum se regăsește într-un document care se numește Strategia de dezvoltare locală, care aveți peste mandat de anterioare, o știți. Numai că ea se încheie în 2020. Trebuie să o actualizăm. Ea va fi actualizată de noi. Am primit foarte multe oferte de actualizare, dar oferte, deși am încercat să creioneze fiecare entitate care se ocupă de proiectare, ce va face, ce va conține, lipsește ceva ca să te apuci de treaba lor actuală. În primul rând, ei au și pe piață, cum spune, din instinct, instinctul oamenilor de afaceri. Ei știu că primăriile trebuie să aibă o strategie locală. Existența unei strategii în anumite situații, în anumit context, când deci nu vrei să accesezi bani, bani europeni în primul rând, aduce punctare. Dacă nu ai strategie elaborată, pierzi niște puncte. Dar o strategie corectă, în afară de ceea ce propun proiectanții, cât vor scrie, cum va arăta frumos, și așa mai departe, este un domeniu unde n-am găsit nimic interesant de la ofertanți. Vin cu prețuri mari, și așa mai departe, așteaptă să cadă în capcană. Acum s-au mai potolit ultima lună de tot. Mijloace de implementare. Când ceva îți propui să scrii într-o strategie modernizarea infrastructurii, atâta timp cât nu există bani la primărie suficient cu certitudine, majoritatea primărilor din mediul rural, cel puțin, sunt și primării care nu au sau nu o să mai avem bani de salarii, de secțiunea de donare. Și asta presupune cheltuieli consistente. Poate mai mult pentru dezvoltare. Din punctul meu de vedere, ca să înțelegeți realitatea, trebuie să așteptăm să iasă programele de finanțare. Acum, după ce s-a aprobat bugetul, să sperăm că conceptul care este deja în cărție, dar și întârzierea asta are o limită, iată programele de finanțare, atât cu finanțare internă, Ministerul Dezvoltării, de exemplu, sau alte structuri care se vor recepta, mai ales pentru oameni europeni. Că, dacă vă uitați în strategia care se închide în această perioadă, acolo au fost trecute printre alte lucruri, printre alte
prevedere și mijloacele de implementare a ceea ce îți propui prin strategie, așa ca să obții niște puncte la o finanțare, mi se pare, cu timpul. Sau, fără să știi exact să te va vedea situația, ce faci, cineva tu să vă dat strategia. Eu, împreună cu proiectantul, cu cei din primărie, o să propunem, o să aducem la o formă corectă. Primul rând, dătătoare de speranță. Și după aia, va fi prezentat un plan de liberate și aprobat, inclusiv până pe el, cu ceea ce înseamnă completări, modificări, pe care nu-i parte. Constituirea, în altă direcție, de resurse umane, financiare și utilizarea lor cu eficiență maximă. Asta mai trebuie să fie la alte analize. Nu poți fără resursul mare. Dar ea devine absurdă. Problema resurselor umane din administrația sau din primăria Bogdărești, acolo să fiți costurile locale să fiți sănătoși 4 ani de zile. Problema va fi la funcționare din primărie. Care se pensionează. A fost primul val și parafrazând cu al doilea val, al treilea val la pandemie, o să mai urmez și alte valuri. Cu cine lucrez? A plecat un model la urbanism prin efectul legii negerează activitatea Consiliului Județean. El așteaptă. Legislația referitoare la posibilitatea de angajare nu ne ajută deloc. Ne-a dus 1% că putem organiza un concurs. Trebuie să ai oameni calificați, cel puțin să fie funcționar public. Nici prin concurs, am încercat și prin transfer între instituții care facilitează lucrurile acestea. Nu găsești pe cineva care să aibă o pregătire de arhitect, sau măcar niște cursuri de pregătire, pe care le-a urmat și domnul ăsta. Pur și simplu nu găsești că acestea sunt două condiții de bază. Să fie funcționar public, să mai fie îndeplinit funcția de tehnician, de urbanism, măcar, nu arhitect, că în funcție de arhitect, nici Consiliul Județean nu are. Dacă o stea la doamna care se semnează pentru arhitect, e cu liniuță acolo. Va fi greu. Codul administrativ spune că dacă transfer pe cineva interesul instituției, pe tehnician de urbanism, el trebuie să se îndeplinit aceleași atribuții și la locul de unde au plecat. E complicat. Urmează și guvernul pregătește un act, după părerea mea, nefericit, ca să nu spun altfel. Din rațiuni de economie bugetară, vrea să interzică cumulul de pensii și salarii. Face ceva economie în mod firesc la bugetul de stat, dar în același timp vor fi consecințe categorice în sistemul public. Un funcționar public, o persoană publică, nu se formează nici peste noapte și mai ales experiența contează. Tot respectul pentru cel care lucrează pe șantier și eu am lucrat în viața mea de aveam pășită, eram tânără. Dar aici ai nevoie de oameni pregătiți, cu știință de carte, cel puțin nivel mediu, de preferat studii superioare și de experiență. Și atunci, de unele, că toată lumea se întreabă ce fac cei din primărie, ce fac consilieri, o să întrebe să mă întreabă și așa mai departe, ce face primarul și așa mai departe. Dar nu știi că noi suntem aici să mai și gândim. Avem nevoie să e de preferat să gândim ce trebuie, nu să cheltuim banii administrației locale. Nu-mi
întâmplător a vizitat Dumnezeu și poate poate înțeleg și cei care trebuie să înțeleagă. Am mai trecut ca o direcție firească, discutare era menținerea funcționalității și continuare dezvoltării infrastructurii locale prin realizarea unor proiecte de tip strategic. Amelorarea condițiilor de mediu. Deja eu sunt mulțumit cum evoluează această problematică, mai puțin impactul antropic despre care discutam. Aici este necesară și mai multă educație. Dezvoltarea nu așa, stai nota 10 la portare, discutare, situație pe stradă sau respectiv, pe cea mai departe. Din potrivă, aș prefera să aibă nou, înseamnă că ești un tip cu personalitate, un copil și un tânăr, dar să nu comit gesturi care se desfășau lor. Creșterea gradului de siguranță a locuitorului comun, cultivarea identității locale, este foarte important. Atât, mulțumesc. Vă mulțumim, domnului primar, dacă vă trebuie ceva, cineva dintre consilieri. În primul rând, aș vrea să felicit inițiativa de la primul proiect cu înrolarea voastră de zgădriște în acest program. Și cred că nu am vrut să intervin atunci, dar are legătură cu raportul pe care l-ați prezentat. Referitor la direcțiile pe care le-ați propus dumneavoastră, sunt foarte bune, foarte bine venite. Aș veni și eu cu o idee în completare pe care poate am reușit să o punem la fund. Și mă refer aici la implicarea societății civile, ceea ce înseamnă societatea civilă, în proiectele locale. Nu știu, nu am o evidență câte ONG-uri sunt în Bogdănești, în afară de asociația aceasta de prietenie, Jantis Bogdănești, să nu știți, în ce sunt, nu știu cum se cheamă. Dar cred că ar trebui să stimulăm un pic tinerii, în special, să se implice mai mult în acest tip de activități. Cred că ar putea prelua o parte din sarcinile care ajung pe umerii celor de la asistență socială. Adică ei ar putea să depună niște proiecte europene mai ușor decât primăria, să ia în evidență, nu știu, bătrâni, persoane vulnerabile, mă rog, diferite categorii, pe de o parte, și pe de altă parte să pună numărul la educația tinerilor. Printr-o colaborare cu școala, cu Casa Comunei, cred că ar putea să facă niște proiecte de genul acesta, să se implice mai mult în comunitate. Depunând aceste proiecte și oferând finanțare pentru ele, ar putea să implice, mă rog, prin efectul de bulgări, mai mulți oameni din aceste proiecte care să devină angajați sau să câștige un venit pe urma acestor proiecte, din aceste ONG-uri. Și cred că ar trebui să aportăm mai multă atenție și acestui aspect. Adică eu personal îmi doresc să fac așa ceva și poate și alții, că aici nu trebuie să fie o competiție. Înființarea unui ONG și apoi implicarea în viața comunității nu este atât de dificilă. Atât am da, dacă nu mai e cineva, ar încerca un dialog. Domnul consilier Sanche. Mai mult o întrebare ar fi referitor la costul rămas liber de care a fost ocupat de stânde, deci ca și la compartimentul urbanism. Deci dumneavoastră a spus că se cere vechime, nu? În afara studiilor necesare. Dar, de exemplu, dacă vine unul ieșit din școală, ăla niciodată nu o să aibă vechime. Poate să aibă mama studiilor. Odată ce până ai vechime, legea că fără vechime nu poți. Deci o întrebare, nu dumneavoastră sunteți bine ocupați sau m-am întrebat. Referitor la urbanism? Da. Deci că nu se găsește un participant, 2, 3 la concurs sau, mă rog, cum se va desfășura. Vine la concurs. Bine, noi am putea transforma postul și să plecăm de la stadiul de debutant. Da? Eu, persoana respectivă, urmând
să se califice ulterior, prin efectuarea cursurilor respective de urbanism și din câte știu eu, cursurile astea au fost suspendate până în septembrie sau ceva de genul. Așa? Și, deci, practic, noi până atunci căutăm dacă putem găsi pe cineva care totuși să aibă un credință. Dar... Da, da. Deci se poate, se poate transforma costul din referent studii, adică cu grad profesional superior, în debutant și pleacă de la zero. Cu efectuarea cursurilor. Deci prima dată o să primească niște atribuții, evident, deci nu poate primi atribuții pe linii de urbanism, până când nu se califică. Are studii în domeniu. Da, asta e. Asta înseamnă ei. Păi sigură care are cursuri efectuate, spune lucrul pe nume, că nu discutăm... Dar cum mă răspunde? Dar ea are cursuri, ai terminat cursurile. La urmărit. Eu am întrebat pentru că... vis-a-vis de cum se poate evoca situația. Depinde de noi, de ANFP, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, care nici nu poate începe să ne răspundă la un moment dat. Pentru că până aceea, dacă premierul a blocat salariile, toată lumea s-a ridicat să dea în cap bugetarul, care sunt cum sunt, dar nu toți sunt cum credeți sau cum credeți, și așa mai departe. La fel cum nu toți muncitorii din privat toate treabă. Poate treabă de frică, că acolo șeful îi pune la punct de imediat. Cel mai greu e să pui la punct în țara asta, pe un funcționar public. Că apără legea dacă are dreptate și dacă nu are dreptate. Cel mai greu să-i faci contractul de nu la un funcționar public. Eu am înțeles, domnul primar. Doar am întrebat. Nu că am discutat cu o cărină sau o apă sau de ce m-am tratat. Nici nu a fost discuția aia. Eu am întrebat. Dar m-am deranjat în ce spus. Dar nu, dar nu. Nu am deranjat. Eu sunt primul care îmi doresc. Eu v-am întrebat, dar atunci cum se vină un... Păi, eu nu m-am întrebat, nu m-am supărat, pot să mă întreb până dimineață, mai vreau o cafea să mă întrebă. Dar nu depinde de noi, depinde de birocrația de deasupra noastră, care stă straturi, straturi. Gândește... Da, mulțumesc, că asta e răspunsul. Cu mare drag. Am un compartiment de persoană care se ocupă de resursele umane, știe ce are de făcut, în condițiile legii, să vină la concurs, să vină de la altă primărie, dacă vrea să vină. Am încercat de la primăria ONET, calificată. Când au auzit ce salariu are și persoana respectivă are studii superioare, vechime și așa mai departe, și câștiga 3 de milioane neto și aici 26 și așa mai departe. Ne meritește soarta pentru că nu aveam autonomie. Ar trebui ai bani primăriei, cât de cât autonomie, angajezi și desfaci contractul de muncă în condiții de legi, în condiții de eficiență, nu în condiții de caprice, ca să meargă treaba mai bine. Dar nu se vrea, pentru că asta înseamnă excesul de politizare. Da? Am înțeles, asta e răspunsul. Cei de sus vor să ne țină în mână și să executăm comanda. Noi suntem pe post de ieșen în fața lor. Da, pe scurt, cam asta e răspunsul. Aici sunt multe de discutat.
Și acum aș pune un fenomen. Campania electorală, toată lumea a fost pe Facebook, culmea. Bună și eu. Promite că se implică, frate. Nu se mai implică nimeni acum, una. Eu am știință de asociația prezidenta Comunării, care e aproape sufocată de entuziasm. E cu prietenii inima dintr-o parte. Când au fost să meargă vizită la analist, erau mulți membri. Acum suntem vreo 6, și așa mai departe. Este o situație ideală, domnul Cezu. Și eu m-aș bucura să fie cineva care se implică și aș aprecia lucrul ăsta. Pe de altă parte, ONG-urile au niște scopuri mai degrabă pragmatice, ca să nu spun interese de grup, de întâlnire. Că e păcat să depășesc anumite limite. Au niște interese. Viața e formată așa de interese, dar la români parcă mai mult așa. Interesele sunt un pic mai complicate. Ar fi de interesat. Doamnele de la compartiment sunt compatibile cu așa ceva. Am două persoane, nu sunt plătător. Numai că, la un moment dat, o să spunem, visăm frumos și ne sunt. Așa cum o gândit și doamna profesoară Gregorie, cu un centru de protecție, copii, și așa mai departe. Păi asta e la soluție. Și vă dați seama că poți să realizezi un asemenea stabilitment. Dar este obligat prin rege să-i menții funcționalitatea, cel puțin dacă vine realizarea în orice situație, din partea administrației și parteneriatul care nu prea există public-privat. Deci îi menții funcționalitatea. Vedeți că liceea de la Hârbea cu alte resurse și cu pensionat cu venitul mare, așa mai departe, nu reușesc să mă înțeleg. Dacă îmi permiteți. Da, da. Nu m-am referit la construirea unui centru fizic. Nu, i-am dat de exemplu. Pur și simplu, aplicarea prin niște proiecte, adică, mă rog, noi ce am putea face ar fi să stimulăm tinerii să meargă și pe calea asta, a ONG-ului. Nu, adică nu ai fost povară pentru Consiliul Local pentru Primărie, în niciun caz financiar. Pur și simplu să-i canalizăm un pic spre direcția asta. Și cred că pot fi făcute foarte multe activități împreună cu școala, de excursii. De exemplu, mă rog, suntem într-o perioadă dificilă cu pandemia. Dar nu o să fie la nesfârșit, poate, totuși, situația asta. Domnul Consiliu, nu vă supărați, așa că a fost cuvântul, acum mai dăm cuvântul domnului Sfântul. Da, în ce o spune? Da. Că n-ai fi două dată, da, este o singură solicitare, dacă am ajuns la punctul cu solicitări. Solicitarea, cum spuneam mai înainte, către Consiliul de Stat, Consiliul Local, de către doamna Grigore Mioara. E subsemnată Grigore Mioara, președinta Asociației Prietenia Bucurenei Jandiți, pe prezenta propunerii renunțare la adresa numărul 76-11 pe proiectul 2021, prin care, în 2021, prin care solicit concesionarea terenului din cita școlii de Crești. Deci, s-a renunțat. Da. Mulțumim. Domnul Pietră, sunteți invitatul nostru, nu? Dacă dumneavoastră, ca director de școală, dacă aveți ceva de... Da. Aș avea, dar cam durează. Dacă ar fi o problemă. În primul rând, vă mulțumesc pentru invitație tuturor, domnului primar. Din septembrie sunt noul director al școlii gimnaziale Bogdănești. Pe acest plan voi discuta mai târziu. Problema este pandemia în momentul de față, care ne limitează foarte mult accesul la o școlarizare completă și continuă a elevilor. Cum a spus și domnul consilier Dascălu, ar fi ideal o structurare a tineretului pe anumite categorii de vârstă, să-i putem să-i trimite mai departe pe un alt plan decât cel ce este acum. Acum este online. Totul online nu dă roade
de niciun fel. Vă pot spune că și eu am copil la școală și cam majoritatea la fel. Este o problemă dificilă pe care ne întâlnim, cu care ne întâlnim noi și încercăm să o ducem la bun sfârșit. Toate aceste părți ne dezavantajează. Încercăm din toate puterile, cu ajutorul administrației locale, să ducem la bun sfârșit această pandemie și să putem să învățăm mai cu spor. De aceea am și rugat pentru acele burse, am rugat Consiliul Local, doar bursele de merit, menționez, pentru a stimula acei copii, cei care merită, bineînțeles, să poată să meargă mai departe și să facă ceva concret. Deocamdată, Consiliul Local și, bineînțeles, primăria ne susține din toate punctele de vedere. Mulțumesc pentru chestia asta și sper să avem o bună colaborare în continuare pentru a rezolva problemele care apar pe zi ce trece. După cum știți, în momentul de față, școala este în scenariu galben. Adică clasa 5-a, 6-a și 7-a stau acasă și învață în online. Celelalte clase 0, 1, 2, 3, 4 și clasa 8-a sunt pe scenariu verde, vin la școală față în față. Am demarat un proiect pentru dezvoltarea lor cu ore remediale, în colaborare cu ISJ-ul și cu guvernul. Sperăm să dea roade. Copiii sunt și acum la școală, cei de clasa 8-a merg pe un plan remedial. Dar nu este de ajuns. Trebuie și pune voință și mult mai mult timp alocat. Având în vedere că ziua are 24 de ore, cadrele didactice sunt foarte epuizate în momentul de față, pentru că trebuie să stea, dacă cum mergeți la școală, trebuie să stea de la 8 la 4 în fiecare zi. Nu vor mai putea să dea randament în cel mai scurt timp. Noi avem o școală mică, Dumnezeu e mare și sperăm să se remedieze această problemă. Dacă rata de incidență, după cum știți, va crește, vom sta acasă cu toți, inclusiv toată comuna. La noi, având problemele astea, le știe toată lumea. În comună, 2700-2600 de locuitori, 2775 strecuți. Rata de incidență, la 3 cazuri, deja am trecut peste 1. La 9 cazuri, este peste 3. La 18 cazuri, este peste 6. Și atunci, totul se va închide. Ce vom face cu acei copii pe viitor? Noi am demarat cu ajutorul și cu ajutorul primăriei. Primăria ne susține, v-am zis, mă repet. Am dat tablete copiilor, o parte de la școală, o parte de la primărie, o parte de la minister. Deci, am rezolvat cam cea mai mare problemă pe chestia asta. Dar certitudinea că ei vor învăța și că vor merge mai departe, nu o am. Pentru că în online, știți prea bine, copy-paste, e simplu. De aceea doresc în continuare să am susținerea și să putem să rezolvăm această problemă mai gravă. Cât despre intratul pe spațiul școlii, legea nu ne lasă. Deci nu o să putem niciodată să intrăm pe timp de pandemie, să se intre pe teritoriul școlii fără un interes de plin al persoanei respective. Că venim vorba de terenul de sport, am primit destule solicitări în care vor să se joace. Nu sunt, sunt perfect de acord că este un lucru foarte bun, sportul pentru ei este extraordinar, dar în timp de pandemie nu putem face absolut nimic. Și administrația școlii și eu, ca director, nu pot da drumul pentru acel teren de sport, pentru acel teren de fotbal, mai exact,
să se joace în afara orelor de curs. Dacă cineva dintre voi are vreo întrebare sau vreo rugăminte sau ceva, vă stau la dispoziție oricând. Deci nu este nicio problemă și sper să pot ajuta din toate punctele de vedere. Și aici fac o paranteză. După aia, dacă este, rămânem și discutăm pentru proiectul dumneavoastră, ce ați dorit dumneavoastră, și eu sunt perfect de acord și vreau să vă susțin și vroiam foarte de mult timp să fac chestia asta, pentru că avem niște necesități care pot fi rezolvate prin anumite ONG-uri și cam toate firmele care lucrează în Bogdănești, care sunt și pe lângă, și prieteni, și aia putem aduce o contribuție a acestui, a unui ONG, bineînțeles, pentru niște cazuri concrete. Eu vă mulțumesc pentru răbdare și pentru înțelegere. Mulțumesc și foarte chiar minunat. Așa că pot frumoase. Da. Încercăm. Eu chiar spun, după ce să nu bateți cu pe. Eu văd soluție în felul următor ca să fie de ceva. Noi, ONG-ul care l-am avut, într-adevăr, am realizat ceva, dar cu finanțare franceză, cu finanțare la Terre des Hommes, pentru că o neparte am reușit. După mine, societatea românească, și noi suntem tot români pe aici, e pe sârmă. Dar vreau să radicalizează, tot vor fi ca cei din aur, care sunt cavai de capul lor nemulțumiți și mai ales manipulați. O posibilitate reală ar fi ca de rândul dumneavoastră, ca fi consilier, domnule, un grup nu mă interesează afinitățile politice, chiar nu mă interesează. Uite, cu directorul școlii. Cum să spun, identificat un proiect și încercat să vă țineți de el cu sprijinul nostru, și așa mai departe. Indiferent din culoare, de afinități, și așa mai departe. Dar asta ce facem? Plecăm de aici să ne mai întâlnim la următoarea ședință. Corect. Tineretul nu mai are răbdare. E stătul de clasă politică și așa mai departe. Mai, cum să spun eu, încercăm să-i mai convingem în campania electorală, dar 4 ani de zile ne merităm soartă. Noi nu sunt, cum să spun eu, patriotismul la noi o chestiune de simulare, din păcate. Noi nu suntem irlandezi, că aia reușit prin ONG-uri să modernizează țara, ca ceva să duc românii și lucrează și să se duc bine. Atâta timp cât nu ieșim din cracul ăsta politic, Dumnezeu să